Bună ziua! Sunt Vlad Ștreancă, elev în clasa a 4-a școala Spectrum București. Tema proiectului meu este despre ce s-ar întâmpla cu alimentația omului și dacă albinele au dispărea și ce soluții există. Fructele și legumele sunt o parte din alimentația omului. Rolul albinelor este de a le poleniza. Polenizarea se face prin transportul polenului de la o plantă la alta. Polenizarea este, în natură, polenizarea este de mai multe feluri, prin intermediul vântului, prin intermediul apei și prin intermediul insectelor, precum ar fi albinele. Plantele fac polenul. Plantele au părți feminine și părți masculine. Părțile feminine sunt ovarul, stilul, și stigmatul. Părțile masculine sunt stamina, filamentul și antera. Pentru a se poleniza, polenul trebuie mutat de la o stamină la un stigmat. În polenizarea încrucișată, albinele mută polenul de la o plantă la alta. Plantele verifică dacă polenul este din specia sau familia sa și îl acceptă sau nu. După polenizare se creează semințele care formează plantele care ne dau nouă fructele și legumele. În ultima vreme, albinele au început să dispară din cauza poluării și a insecticidelor din agricultură. Dacă albinele vor dispărea, oamenii vor trebui să mănânce numai carne și produse animale. În acest caz, oamenii se vor îmbolnăvi și vor avea boli, precum ar fi scorbutul. Dacă se va întâmpla acest lucru, corpul uman va trebui să se adapteze, precum ar fi aparatul digestiv, care va trebui să se modifice. Atunci însă există alte soluții. Prima, vor continua celelalte surse de polenizare sau dacă nu, noi vom inova și vom crea niște roboți care să facă același lucru precum albinele. Eu cu o dronă o să exemplific ce vor face nanoroboții. Ei va trebui să fie mici, să fie făcut din materiale ușoare, precum ar fi carbonul, ca să nu strivească floarea. Ei vor trebui să fie autonomi, ca să meargă liber, să nu se oprească, precum ar fi energia solară. Ei vor avea o pensulă pe piciorușe, ca să ia polenul de la o floare și să-l ducă la cealaltă. Deși există robotic bees, ei vor trebui să se dezvolte ca să facă același lucru ce fac albinele. În concluzie, dacă dispar albinele, există mai multe soluții. Ori naturale, ori noi o să ne dezvoltăm și să facem roboți care să continue polenizarea. Vă mulțumesc!